De ce am hotărât să mă abțin de la sare și zahăr timp de 150 de zile? Deoarece am avut o problemă de sănătate când mă apropiam de vârsta de 28 de ani, mi-a ieșit o alergie care eu în viața mea n-am avut alergie. Era destul de necunoscută pentru mine, neplăcută și totodată straniu pentru că duc o mod de viață sănătos, dar totodată am așa tip de alergii sau de probleme de sănătate. M-am adresat la un medic, care medicul mi-a dat niște unguiente. Unguientele mi-a ajutat doar pe o perioadă foarte scurtă de timp, dar nu trata boala. Și eu am început să exclud diferite produse din alimentația mea pentru a afla din ce cauze mi-a apărut această pată pe picior. Mi-a apărut o pată pe picior de așa o mărime micuță inițial, după care a început să crească pe tot piciorul, până a ajuns aproape până la genunchi. Iar asta pe mine m-a pus în situație să înțeleg că eu ceva nu fac corect. Adică timp de două luni de zile am făcut diferite, am exclus diferite produse din alimentație, ca până la urmă să înțeleg că odată ce eu mâncam dulce, sub orice formă, asta fiind ciocolate, asta fiind înghețat, asta fiind cafea, dacă acolo era dulce, zahăr în ea, automat aveam probleme. Cel mai straniu mi-a fost atunci când am mâncat uh, câteva lingurițe de miere și uh, alergia mea din nou s-a activat, că uh, s-a activat sub diferite forme. Mai întâi, uh, dacă nu mâncam, de exemplu, 3-4 zile uh, catalizatorul care o producea, atunci el se oprea și era, uh, nu se observa foarte tare, dar oricum pata până unii a crescut se vedea destul de bine. Dar în momentul în care eu mâncam dulce atunci se activa din nou, era roz mai puternic și alergia mea creștea. Adică creștea în continuare, iar eu nu știam încă de la ce e asta. Adică consumam diferite pastile, consumam uh, uh, unguente, adică un singur tip de pastile consumam și unguente făceam pe picior, care o stopa puțin, dar nu o trata nicicum. Și eu am aflat că asta e din cauza la, la, la zahăr. De aceea, -am de aceea am hotărât să mă abțin de la zahăr în totalitate, am reușit să nu consum zahăr și suport ce formă el a fost timp de o lună de zile, iar în ajunul sărbătorilor de iarnă, din nou am început să consum dulciuri, pentru că aveam și ciocolate în preajmă, și înghețate, și toate dulciurile îți fac din ochi. Acum au trecut sărbătorile? Deja din data de 15 ianuarie am, început, am încetat să consum uh, din nou zahăr, uh, după două zile am încetat să consum sare și de acum îmi pun scopul, timp e 150 de zile, să consumăm uh, doar produse sănătoase, fără sare și zahăr. Vă îndemn pe toți să uh, încercați cel puțin o perioadă scurtă de timp pentru că o să vedeți că sănătatea se îmbunătățește chiar dacă voi o lună de zile nu o să mâncați sare sau zahăr sau... Uh, sau pe ambele în același mo moment, voi o să simțiți că vă simțiți sun mai ușor. În primul rând, nu o să vă atragă atât de mult la alimentație.